Tare iubit și aveți un suflet mare. Asta am înțeles din primele secunde, din primele clipe, cu trei copilași frumoși. Aplauze pentru ei, vă rog mult. M-ați emoționat și pe mine m-ați sensibilizat tare. Tot cu aplauze oferim acest corp bogat cu vitamine de toate aici pentru domnul Sergiu. Aplauze, aplauze, mari, mari, mari. Și știi ce faci cu dată. Ori dai la oameni, am așa împărțim, ori dimineața mâine cu femeia la romantice ski. La pohme. Deci, de fapt, cadou cel mai mare este poezia care v-am scris-o astăzi de ziua dumneavoastră, domnul Sergiu. Nu, eu mai rar văd așa, dar știți că niciodată nu este rușine când bărbații plâng. Asta e sufletul lor mare. Și fiecare bărbat plânge, unul se ascunde, altul, dar fiecare. Tăți! Amuș! Mai ales acuși vedeți poezia, ei. Era anul 2012, sfârșitul lunii mai. Atunci noi doi ne-am cunoscut. O zi obișnuită, eu lucram și tu lucrai. Și dintr-o dată, unul la altuia ne-am plăcut. Mult tare nu ne-am întâlnit, căci am înțeles deodată că unul de altul ne-am îndrăgostit, că ești al meu băiat și eu a ta fată. Al doilea an, tot luna mai, noi am devenit părinți. Un băiețel pe nume Victoraș, pe noi tare ne-a unit. El azi e mare și ne bucură mult cu succese și victorii. Este tot ce avem mai drag și scump, împreună cu Sofia, zeița înțelepciunii. Prințesa lui tata care a apărut peste 6 ani jumătate, chiar dacă multe greutăți noi am avut, dar le-am înfruntat în doi pe toate. Și peste 2 ani a venit pe lume încă un îngeraș pe nume Dumitraș, care e micuț și toată ziua așteaptă să se deschidă ușa, să vină tata drăgălaș. Prin multe greutăți și probleme noi am trecut, că astăzi nici cuvinte nu mi-ajung ca să pot descrie tot absolut. Și azi când îmi aduc aminte, plâng. Câte nopți nedormite ai avut ca să fii lângă familie acasă. Iar astăzi noi ne mândrim cu tine mult pentru tot ce ai obținut în viață. Tu ești soțul meu iubitor și stimător, curajos și optimist, care mereu îmi sari în ajutor, îmi spui că totul va fi bine, chiar dacă sufletul îți este trist. La mulți ani pentru iubirea mea, pentru cel mai iubitor soț din lume, cel mai grijuliu tătic ce poate exista, îți dorim de ziua ta doar gânduri bune, multă sănătate și putere ca să ai grijă de noi, niciodată să nu știi de durere, de tristețe și nevoi. Îți vom fi mereu aproape cum ai fost tu când mi-a fost cel mai greu. La mulți ani îți spun, bărbate, să știi că te voi iubi mereu. Azi de ziua ta, această felicitare exprimă dragostea care o am pentru tine mare. Îți mulțumesc că existi, mulțumesc că ești al meu și îți mulțumesc că îmi dedici tot sufletul și timpul tău. La mulți ani de ziua ta, multă, multă sănătate, ești fericirea și dragostea mea. Felicitarea vine de la soția ta iubită și copilașii dragi. Cu aplauze mari, 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 mari! Într-adevăr, o familie frumoasă, Doamne! Un exemplu pentru toți, eu mă bucur să vă cunosc. Chiar m-ați sensibilizat mult, vă spun
din primele secunde, primele minute cât am fost aici cu voi. Vă doresc să rămâneți așa mereu și chiar și să mânați, toți cu ochii albaștri. Vă spun, așa Dumnezeu știe ce face. Și voi văd cu ochii albaștri, sunteți, la rude sunteți, și sunt trești, nu înțeleg, unde? Așa, eu vă mulțumesc mult și îmi dau seama ce veselie acuși v-am face noi, că vreau și să vă cânt. Dar acum, soția dragă, iubit, ce trebuie să mi-ai spui? Eu am spus prin poezie, dacă mai e ceva, dar eu am spus tot, așa? Așa, gata. Așa, eu am spus tot, fiindcă dumneavoastră mai întâi mi-a povestit tot, apoi eu am făcut poezie. Dar domnul Sergio, să aibă două cuvinte pentru soție, că și lumea aude, vreau să văd și azi zică. În primul și în primul rând mulțumesc la toată lumea care e prezentă și la toți care nu au putut să se apropie. Toți îmi sunt dragi. Am emoții, mă scuzați? Și vreau să spun soției, am văzut odată și eu un reportaj așa mai scurt, mai lung, mai nu știu cum să scurt. Un domn l-a întrebat, cum dumneavoastră ați făcut așa casă mare, sunteți fericit, familie fericită? Zic, nu, asta e tot datorită soției. Eu sunt de acord cu domnul în cauză. Tot e datorită soției. Dacă nu era soția, banii erau soției, erau să fie curvăriți și băuți. Scurt, clar! Deci, da, am înțeles eu tot secret fericirii voastre. Stână-o pe altă, am înțeles, așa că e drept. Că nu numai datorită soției, dar și dumneavoastră tot. Vă țineți așa cum trebuie și tare strâns vă țineți. Și așa să vă țineți toată viața, fiindcă e frumos.